La sfârșitul acestei săptămâni, ministrul agriculturii Petre Daia va ajunge la Slatina să promoveze programul Alege Oaia, după ce în ultimele luni acesta a fost prezent în mai multe județe. Programul Alege Oaia este un program lansat în toamna anului trecut, prin care se urmărește promovarea și încurajarea consumului de carne și produse din carne de oaie în rândul românilor pe tot parcursul anului. Încă de la începutul acestui program, în Olt au fost probleme legate de sacrificarea și comercializarea cărnii de oaie. Cei de la Direcția Agricolă au stabilit ca în piața din Steaua să fie deschise câteva magazine cu produse din oaie, iar piața să fie exclusiv pentru producătorii autohtoni. Deja asociațiile au făcut demersuri pentru a prelua piața de la Steaua, unde vor vinde numai producători autohtoni, deci numai produse strict oltenești. Aici vorbim de tomate, produse în carne de oaie și tot ce înseamnă legume și produse românești. Se încearcă găsirea unor soluții pentru înființarea unor puncte de sacrificare. În acest moment, crescătorii de oi nu au unde să sacrifice animalele, așa cum impune Uniunea Europeană. Numărul abatoarelor este foarte mic, iar costurile pentru un animal i-ar duce pe crescători la sapă de lemn. Ideea este că le vom face cât de curând, se lucrează la legislație, astfel încât să simplificăm legislația ANSVSA-ului, pentru ca producătorii să aibă acces mai ușor la bani și la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească aceste puncte de sacrificare, deocamdată vorbim. În vizita lui la Slatina, ministrul Daia va merge și în piețele din oraș. Aici se va întâlni cu producătorii de legume ce în prezent vând în colțul românesc înființat de curând în piața din Zahana.